Dacă ne referim la părinți, ca fiind persoane cele mai semnificative din preajma copiilor lor, a îi lăsa să se confrunte cu încercări și a le permite să trăiască stări emoționale și stări cognitive din care să extragă concluzii despre competențele lor în diverse situații, este un lucru foarte bun, deci nu-i feriți de experiențe. Sigur, cele care sunt rezonabile și nepericuloase, dar nu-i feriți de experiențe din care ei învață despre ei înșiși, confruntându-se cu sarcini complexe, nu neapărat dificile sau imposibile, dar complexe și variate, învață tot mai mult și mai acurat despre ei înșiși și învață să se calibreze mai bine în autoapreciere. Dacă e să mă refer la profesori, profesorii au sarcini foarte complexe și nu au doar rolul acesta de evaluare, iar uneori evaluarea trebuie să facă anumite compromisuri și să încurajeze elevul. Dar pentru situațiile în care se impune o evaluare relativ corectă și obiectivă, gradual obiectivă, aș zice, pe vârste, probabil că a îi lăsa pe elevi să se autoevalueze și să se compare social cu ceilalți, noi învățăm foarte mult din comparația socială, este o cale mai sănătoasă de a construi o reprezentare mai calibrată, mai acurată despre propriile competențe. Și nu, știu eu, doar prin note neexplicate sau foarte mari și prin feedback redus, astfel încât, nespecific, astfel încât elevii să se considere foarte buni pentru că sunt de nota 10, dar nu știu exact ce știu într-un anumit moment și cât știu și cât mai au încă de știut. Deci, prudență, rezervă, sigur când trebuie îi încurajăm cu note, dar preferabil ar fi să fie cât mai apropiate de nivelul lor aceste note, chiar dacă ele nu trebuie neapărat gândite ca note finale, ci ca un fel de Note de parcurs. feedback de parcurs, exact, evaluarea aceasta formativă, adică să-i dau nu o notă definitivă, pentru că e într-un proces copilul, ci să-i dau o imagine acurată, A fidelă al momentului. nivelului la care se află la un moment. Dacă te vezi strâmb într-o oglindă, nu ai cum să-ți corectezi trăsăturile. Da. Asta Pisica se vede leu și este totuși o pisică. Dacă te vezi strâmb într-o oglindă, nu Da. poți să-ți corectezi poziția. Foarte bine. Da. Noi oferim oglinda. Oferim oglinda, dar deformează oglinda noastră Da. adesea.